În 2009, primul tur al alegerilor prezidențiale a avut loc în 22 noiembrie. Atunci au fost 12 candidați, printre care Crin Antonescu, Gigi Becali, Litrean Băsescu. O parte dintre candidați se regăsesc și pe listele din acest an. Este vorba de Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor, Constantin Rotaru. La scrutinul din 22 noiembrie 2009 erau 409.939 de hunedoreni cu drept de vot și s-au prezentat la urne 227.511. Județul Hunedoara înregistră în cel mai mare procent al prezenței la vot din regiunea vest. În turul 2, din 6 decembrie 2009, s-au confruntat Traian Băsescu și Mircea Joană. Și atunci interesul hunedorenilor pentru alegerea președintelui a fost mare. S-au prezentat și mai mulți la vot, 238.817 persoane, procentul prezenței la urne fiind de 58,2%.